întrebați unde e Cristina. Și noi. Să continuăm. O fost în weekend început zilele Clujul. Stați liniștiți că fata are mică problemă, da? Nu o pățin nimic grav. O zis numai că vrea atâta să mă lase pe mine să vadă cum mă descurc eu singură. Și până acum, nu Teo. Superb, te-ai descurcat până așa. Acum, doar că nu ești singură, drăguțo. Cum mă descurc în locul ei, că tu tot acolo înțeles, ești. Am înțeles. Așa, să continuăm. În weekendul, dai din cap, în weekendul început zilele Clujului. Pentru ea care nu-s din Cluj, Clujul e un oraș mare din Transilvania, unde se sărbătoresc zile. Au fost concerte, vineri, sâmbătă, duminică, muzică populară, opere. Au cântat invitații noștri care au fost vineri, Marcel Pavel cu Băsănic cu, și cu Miriță. Și au cântat operele de la opera română din Cluj, opera maghiară din Cluj. Dacă aveam arabă și aia cânta... No, toți au fost acolo sâmbătă. Duminică a fost muzică populară. Dar noi am fost vineri seara, când a fost așa pentru noi astea mai tineri o țără. A fost o grămadă de vedete. Teo, tu ce ai fost? Și tu ai fost acolo, așa-i? Dar n-ai stat mult, că te-am văzut. Noi am fost în partea cealaltă unde era cu mâncare. Știi că pe o străduță acolo era numai cu mâncăruri de toate tipurile și toate genurile. Și eu, ca o bună gospodină, am fost acolo. Deci acolo ai dispărut tu, că nu știam unde te-ai dus la un unde erau bucătarii și bine recunoscuți somelierii. Deci unde au fost de mâncat și de băut am fost. Am fost să dezgust și eu ceva. Am dezgustat. Așa, puțin, numai că... No, fiind femeie, eu zic că nu dăm pahar mare și apoi n-am mai stat, m-am dus de acolo. N-avea sens. Colegii noștri au fost în backstage, acolo a fost scena mare, ne-au cântat atâți, și au gățat niște vedete pentru voi. Ia, uitați-vă, numai să vedeți ce-o făcut acolo. De a patra ediție a zilelor municipiului Cluj-Napoca a luat startul vineri. La concertul de deschidere au participat vedetele noastre preferate, așa că nu am ratat ocazia de a-i întreba cum se simt la Cluj. Minunat! Mi-a povestit colegii mei că e orașul lor preferat din punct de vedere al publicului, dar n-am crezut chiar așa. Glumesc, am avut câteva concerte tot cu ei acum și anul trecut și acum 2 ani și a fost superb. E un public extraordinar, cred că Cluj e top 3 totuși. Te-ai mutat la Cluj? Nu, și am să spun de ce. Pentru că dacă am să renunț la București, am să aleg un oraș de provincie, de provincie. Din punctul meu de vedere, Cluj nu este chiar un oraș de provincie. Adică e un oraș competitiv și, nu știu, cred că mi-ar plăcea mai multă liniște. Nu știu, mai degrabă Alba Iulia, poate? Să știi că suntem privilegiați, chiar vorbeam cu colegii și binecuvântați până la urmă, că avem prieteni peste tot, peste tot. Într-adevăr, fiecare zonă se manifestă puțin diferit, dar asta nu înseamnă că într-o parte e mai nasol și într-altă parte e mai fain. Ce putea fi mai frumos decât ce a fost azi, de fapt? Să-ți cânte o piață întreagă piesele. Am aflat și ce fac de obicei pentru a avea o zi bună. În primul rând m-am mutat la casă. Și din start, plecarea către treabă este diferită. În sensul că nu mă mai lupt cu blocuri de 10 etaje, gri, cum sunt în general în București și în general în orașe, și cu mașini și cu nebunie, așa că măcar primele 10 minute până reușesc să ies de la mine de acasă, de pe străzile noastre, e frumos, sunt copăcei, sunt floricele și căsuțe drăguțe. Și din start ziua mea pornesc frumos. Altfel încerc să-mi fac mici obiceiuri din astea drăguțe, îmi place să-mi beau cafea dimineață pe terasă, Radu se trezește în general înaintea mea și se duce și cumpără fie fructe, fie cornuri. Adică, cred că este în puterea noastră să ne facem măcar începutul de zi să fie mai frumos. Încerc să mă bucur de natură, în primul rând. Încerc să mă bucur de timpul care mi-a mai rămas, de sănătos. Și îmi iau bicicleta și plec pe dealuri. În principiu nu stau în oraș. Mă duc să mă plimb. Practic mountain bike-ul. Am fost și la voi aici la niște concursuri. Superb aici zona. E minunat, e minunat. Și cam asta fac. O zi din viața mea arată tot timpul altfel.
pentru că niciodată nu se întâmplă aceleași lucruri, dar asta mă bucură. Sunt o persoană foarte activă și chiar dacă îmi doresc să mai am câte o zi liberă, în ultimul an nu mi s-a mai întâmplat lucrul ăsta decât așa câteva ore la rând. Este și ușor, dar este și greu. Și cred că o vacanță ar fi bine meritată, dar nu știu când. Pe final, am dorit să știm și care este mâncarea lor preferată. V-ați dat seama, întrebarea este sugerată de draga noastră Teo. Îmi place să mănânc orice. Sunt o gurmandă și cred că am absolut toate preferințele din lume. Dacă mâncarea este proaspătă și bine gătită, nu am nicio problemă. Pot să mănânc de la gândaci până la, eu știu ce am mai mâncat mai ciudat, crocodil. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place mâncarea românească și borșul moldovenesc pe care îl face mama, acru. Pentru că a venit sezonul, iubesc cireșele. Dar așa mâncare gătită, mănânc orice, orice. Mie de asta îmi e și ușor să țin, atunci când cred că m-am îngrășat puțin, o mică dietă, pentru că și mâncarea de dietă mi se pare delicioasă. Adică nu sunt deloc, deloc pretențioasă la mâncare. Pot să mănânc salate în continuu, mi se par delicioase. La fel și sarmalele, jumările, mămăliga, brânza. Servus Cluj, te iubesc! Mua, Tsuki! Lucreție! Că de fapt pentru mine a fost scrisă piesa asta, numai nu o recunoaște Loredana. În fine, o vorbim de mâncare, dar musai să trecem pe la Teo. Teo, ai gătit crocodil vodată? N-am gătit crocodil, dar eu sunt foarte supărată că nu mi-a zis nimeni că... Nimeni n-a zis că plăcintele sunt mâncarea lor preferată și nu vă mai arăt nimic. Lasă tu, că tu știi am că mi-e plac. O să vă arăt. Uite, am început să le coc. Am copt chiar două. Din una a mai rămas atâta. Na. Că între timp am mâncat. Da, nu mânca! Stai să le arăt procedura. Taci din gură tu. Deci fii atent. Fii atent. Luăm așa o bucată de aluat, cam atâta. Cam așa. Asta e o, un pic cam mare asta. Cât o minge de tenis, să zicem. Bun. Îl facem un pic așa în mânuță, ia șenin, batem, îl bătucim, să fie bine ca să nu fie rău. Și întindem cu sucitorul. Aici a întins Aida, care Aida un pic rotundul, la ea are așa o formă un pic mai abstractă, dar mult normal o întindem cât de rotund putem cu sucitorul. După cum vedeți, nu folosim deloc făină, pentru că am pus ulei în aluat și am uns cu ulei vasul în care a stat aluatul, deci nu ne trebuie aluat. După ce întindem cercul ăsta, nu ne trebuie făină, nu știu ce-i cu mine. Am mâncat foarte multă plăcintă și mi s-a urcat la cap. Bun. Și o închidem așa frumos. Uite așa. Stați să nu ne încurcăm unii pe alții. Și pe măsură ce o închidem, tot apăsăm cu degetele ca să iasă surplusul de aer. Pentru că altfel, când o să întindem plăcita la final, o să explodeze. Bun. O închidem așa frumos, frumos. Peste tot. Și tot strângem să iasă aerul. Și mai strângem un pic. Și după asta, ușor, 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 ies aerul, ați auzit? Da, și alea, sunetele, nu eu le fac, dacă mai auziți din bucătărie. Și o întindem așa, ca să nu aibă foarte multe cute. Și o mai apăsăm cu degetele, ușor, ușor, pentru că ea crește în continuu, în continuu. Și după aceea o prăjim în ulei, dar foarte puțin ulei, cât să acopere fundul cratiței și până se rumenește frumos pe amândouă părțile, după care o scoatem pe o farfurie. Și acum tot cu asta o să mă ocup eu în emisiunea asta, o să tot coc plăcinte. Gata, puiule? Da, dragă. Da, fiți atenți că, conform obiceiului, eu dacă nu sunt acolo, nu înseamnă că nu fac treaba. O să vă prezint calendarul zilei. Astăzi, 26 mai, în 1488, începe de fapt construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Fane Babanu, Ștefan cel Mare. Voivodul ar fi poruncit ca Sfântul să seamene cu Gigi Becali, însă până la urmă aduce mai mult cu Gheorghe Frundo, știi? În 1907 s-a născut John Wayne, actor american. El era atât de obișnuit să porte pistol, încât și pe stradă aveau cărămidă în buzunarul drept ca să le echilibreze. Știți că avea un pic, era dezaxat, așa ca și camioanele alea și ca și cățăia aia când merg. În 1940, în cel de-al doilea război mondial, începe bătălia de la Dunkirk, numele sub care e cunoscută evacuarea forțelor aliaților
care fuseseră separate de principale trupele defensive franceze, că știi că francezii au avut numai defensivă, de la înaintarea rapidă a trupelor germane. De fapt, corect nu-i bătălia, ci regata Dunkirk, deoarece soldații britanici vâzleau mai rapid decât orice regată organizată vreodată pe Tamisa. Tot în timpul celor de-al doilea război mondial, în 1941, distrugătorul polonez Chiorun schimbă focuri cu cuirasatul german Bismarck și își semnalizează poziția către flota britanică, care în cele din urmă reușește să distrugă mândria flotei germane. Adevărul e că înainte de a schimba focuri, polonezii au schimbat țigări și timbre cu marinarii germani. În 1969, Apollo 10 se întoarce pe pământ după un test de succes de 8 zile a tuturor componentelor necesare pentru viitoarea prima selenizare cu echipaj uman. Ai noștri nu aflaseră încă ce de cupru să află pe rachetă, că nu mai vine aia înapoi veci. No, cam asta a fost, dar între timp, aici în față la Teo, știți cum se zice, la plăcinte, înainte. Ia ce ficiuri faine avem acolo. No, dă pe ei și pe acolo, hai! Dă-i la picioare dacă nu stă! Faultează-l! Nu de rămas mobila! Domnul cu barbă vrea să-i dea la cap! Hai să comentez ca Elie Dobre! Ai noștri atacă în acest moment cu Teo în spate, îi puteți recunoaște ușor după echipament, îs îmbrăcați mai gros și leșit cald, dar ne-or spune ce s-a îmbrăcat așa gros. Domnul care are cu roșu, luptă el la genunchi pe domnul îmbrăcat cu blane, îi mai dă o dată la genunchi, i-a făcut un buzunar cu brișca și am uită peste capacul ăla de tomberon. Și s-a dincoce în partea asta la altă, omul care o răce la gât, că e legat bine la gât cu blane, stă toia în freză de la domnul cu pleată și cu barbe. Pe partea dreaptă, pe extrem, am un circuit. Și, gata, care a murit? Niciunul. Haideți, fraților, răce pe conopii, dacă mai rezistați, nu e nicio problemă. Cine-s, domnii? Doar i-ați văzut, o mai fost la noi? Membrii Terra Dacica Eterna. Hai, romani, da, ne pune brișca aceea așa frumos. Dezbrăcați-vă să nu vă șie foarte cald. Hai mai încoace, comandante de legiune, încăpestă-ți cu o drobele de pe voi cam greu. Și pe fotoliu, în cape lumea, așa-i? Așa, un roman, un dac, un roman, un dac. Și îmi place brișca aia. Luați fain frumos microfonele așa și sunteți patru acum, un dac a vorbit mai încet. Sau... Și ăla la altă, să ia cineva microfonul, că mereșe ăla. Deci, cum spuneam, dragă, unde? Acolo. Terra Dacica Eterna Ecce Homo. Să nu înțelegeți greșit. Ăsta e omul care se ocupă. Cătălin Gocan. Zice că e centurion, adică are centură, ați văzut foarte bine, din legiunea a cincea Gemina. Sau a cât ai? A cincea Macedonica. A cincea Macedonica. Așa e? Așa e. Gemina e a 13? A 13-a Gemina, da. Teleport, leptir numărul exact ca la... alea lui Beethoven, sinfoniile. Mai este Alin Mateevici, cine e Alin? Alin Mateevici, care e legionar în armata romană, garda și capitanul. Legionar în legiunea 5-a Macedonică. Tot în Macedonie, așa, foarte frumos. Mugur Pop. Prezent. Călăreț, da, unde e calul? Păi la poartă, că nu m-a lăsat înăuntru. Da, calul plecase, știți cum se zice? Așa? Și Alexandru Duduc. Prezent. Infanterie grea. De ce se numește infanterie grea? Pentru că port armă de o mână și scut. Cap de atiniști. Prima linie. Prima linie? Și călăriți. Așa, cavalerie. Dar te-ai bătut pe jos astăzi. Păi nu, dar cal n-o fost zoie, dar cavalerie pe margini, pe latură, pe flancuri. Și-a mers pe flancuri. No. Pe aripi. Fraților, spuneți care e motivul pentru care ați înființat voi Asociația Terra Dacica Eterna, să scrie cu AE, să știți și voi. Cum v-a venit ideea? Asociația Terra Dacica Eterna a fost înființată la 1 iunie 2007, chiar de ziua copilului. Da, da, a dat mintea copilul. Asta-i. Așa e, cam avem momente când ne întoarcem. De o mână de pasionați de istorie din Cluj, oameni care își doreau să readucă în atenția publicului elemente din viața civilă și militară a celor două civilizații, care la un moment dat, în cursul istoriei noastre, ne-au marcat sub o formă sau alta evoluția ulterioară
a țării noastre, respectiv civilizația dacă și civilizația romană. S-au întâlnit acum 1900 de ani două civilizații care în final au ajuns la un conflict care s-a terminat după două războaie. Din păcate, după cel de-al doilea război daco-roman, dacii au pierdut bătălia, urmând, așa cum știm toți, o ocupare parțială a Daciei de către romani, formând și o provincie romană, provincia Dacia. Asociația noastră de la început și-a propus să reconstituie cu predilecție momentele premergătoare celor două războaie daco-romane și după aceea evoluția civilizației în Dacia. Am văzut că-s la modă reenactment, așa se zice, nu? Să fac din al doilea război mondial, din 1700 și ceva, ungurii au făcut și ei ceva cu legiunea 15 Apolinaris, parcă, nu? Da. Și participă la bătălii, fel de fel de bătălii simulate. Ați participat și voi la de-astea? Noi ca și asociație, așa cum v-am spus, ne-am înființat în 2007 și suntem practic pionierii reenactmentului antic în România. Sunt trupe care au făcut pe diferite, pe medieval și pe contemporan, dar noi suntem părinții reenactmentului antic în România. Ulterior au mai apărut trupe la Alba Iulia și la Zalău, pe lângă muzee, legat de tot pe aceeași tematică, să zic, daco-romană. Într-adevăr, asociația noastră în acești 7 ani de existență a participat la foarte multe festivaluri, atât interne cât și internaționale. Am cunoscut colegii de la Legiunea 15 Apolinaris din Sombotei, Savaria. Există un festival extraordinar acolo, noi am participat la câteva ediții. Am fost în Bulgaria la 6 ediții a Festivalului Eagle of Danube, am fost în Italia la Natale di Roma, am fost în Republica Moldova, pentru prima dată o trupă de reenactment a participat, anul trecut am fost la invitația Institutului Cultural Român, festival de 3 zile la Chișinău, am fost în Polonia și tot ceea ce vă spun sunt festivaluri la care deja mergem regulat, peste câteva săptămâni mergem din nou în Polonia. Dar câți membri are asociația voastră? Asociația noastră are în momentul de față 74 de membri. 74? Da. No, alea bătăi! Așa, da. Cu 2-3 în platou mai mere, dar când 74, vin 74 de handralei ăștia pe tine cu cosoare și cu briști ăsta pe pusul. Avem sediu în Cluj, dar avem o filială înființată la Deva, încă o filială la Constanța și în viitorul relativ apropiat vom înființa și filiala de la Sibiu, unde avem membri. Toți sunteți echipați așa ca voi sau ceilalți sunt traininguri? Când aveți hane? Cine? Hai să mai vorbească și dacul liber! Păi un lucru e foarte clar la noi și peste exigența asta nu trece nimeni, echipamentele ca la carte. Ba mai grozav că uneori cartea nu e așa în detaliu ca aici. Se întâmplă două lucruri bune cu echipamentul, respectă tot ce există ca literatură și apoi ca și metodă de execuție, cât se poate ea să fie aceeași ca în perioada respectivă. Ori aici la echipamente ne invidiază aproape toată Europa. În Austria am trecut la festivalul de la Carnuntum, am fost cu câțiva colegi și toată lumea se uita, băi, dar ăștia din România ne mănâncă de vii cu ce au pe ei acolo. Deci asta e o regulă la noi și partea de echipament e, cred că, cel mai tare punct pe care l-am. Și costă? Păi nu, lucru bun, nu te întreabă nimeni cât face. E la jebe? Apoi cam de la jebe, sponsorii mai rar, că nu, așa e vremea. Dar îi așteptăm. Ia uite ce fain arată, numai hodrubele care le are pe rom. Ia uite, curele, nasturi, tot felul de minuni, apărători, sandale, ștrinfli. De unde bani dacă nu dați și voi o țurgă? Cu ce faine lupte ies? Și arme și de astea voi vi le faceți, așa? Asta vreau să... Asta e desfăcători de bere. Da. Cum spunea și Mugur, în cadrul asociației noastre există, avem colegi care sunt istorici, arheologi, doctoranți, masteranți, master în istorie, pe diferite epoci, sunt cei care de fapt supervizează toată activitatea legată de reconstituirile echipamentelor civile și militare pe care le vedeți. Sunt făcute, în special încercăm să facem replici exacte după echipamentele care au fost folosite în Dacia, pentru că noi ca și asociație asta dorim să readucem în atenția publicului, nu numai din țara noastră, ci din străinătate. Este adevărat că absolut la toate festivalurile la care am fost în străinătate am fost remarcați de către specialiști în reenactment ca o trupă de oameni
profesioniști în ceea ce fac, toate echipamentele fiind la detaliu, inclusiv materialele din care s-au făcut și așa mai departe. Iar munca este a membrilor asociației noastre. Femei, aveți în trupe, acolo. Luați olele! Cum văd eu, nu bate nimeni! Avem femei, pentru că, așa cum vă spuneam, reconstituim și viața civilă. Avem foarte multe ateliere pe care, în decursul reprezentațiilor noastre, le punem la dispoziția publicului și sunt foarte gustate de public. Ateliere de ceramică, și acum la Zilele Clujului, 3 zile am fost efectiv asaltați de copii care doreau să lucreze în lut, sub îndrumarea colegilor mei care sunt specialiști în ceramică dacică. Avem ateliere de țesătorie, pielărie, fierărie, cioplit, lemn și așa mai departe. Da. Baloane și reconstituit... cum este cap. Am și reconstituit, de altfel, pentru că o parte foarte, foarte importantă a activității noastre este arheologia experimentală, exact cum spunea și Mugur. Am făcut aceste lucruri, dar a trebuit ulterior să vedem și cum sunt folosite și cum le puteau folosi. Cam ce înseamnă pentru un soldat roman, de exemplu, cum este colegul meu, Alin, echipamentul lui complet de luptă ajunge la 40 de kilograme și trebuia să... 40 de kile care? Da, cu tot, cu scuci, cu sarcină și tot. Și dacă trebuia până la urmă să vedem cum erau oamenii, cum trăiau, cum luptau, cum mărșăluiau și așa mai departe. Ei, toate lucrurile astea au dus în final asociația noastră spre ceea ce spuneam, spre a fi apreciată în rândul celor care gustă acest tip de evenimente de reconstituire istorică. Eu tare mă bucur că ați venit aici, că așa îmi place să vă văd soalele astea. Dacă auzit lumea, am spus încă o dată, poate vreți să-i ajutați cu ceva, ia să mai reenact mă să mult mai frumos așa, când se bade acolo, să fie mai realistic. Atât îmi place că vara e bine pentru soldații romani și rău pentru daci, că mor de cald. Iarna, în schimb, daci se lăfăie și romanii în fuste, opus-o, mai trebuie să-și ia și izmenie. Mulțumim tare mult pentru că ați venit la noi, ne-am bucurat mult că v-am văzut că v-ați bătut, și nu-i bine să te bucur când se bat oamenii între ei. Tot a fost foarte frumos. Și vreau să viu când vă bateți așa, 74. O să, cu această ocazie, o să lansez și o invitație în 21-23 iunie. Este a 7-a ediție a Festivalului Cetăților Dacice. Care se ține unde? Care se ține acest an la Ighiu, pe Valea Galbelor. Lângă Alba, da. Este, ce vin bună acolo. Este o întrecere între 5 sate și fiecare sat, câștigătorul de anul acesta, organizează festivalul de anul viitor. Anul trecut, din păcate, cei de la Cricau au pierdut și va ține la Ighiu. Noi vom fi acolo prezenți. 21-23 iunie. Iunie, da. Vom acolo fi prezenți la acel festival și vă așteptăm cu mare drag acolo să ne vedeți pe toți, cu ateliere, cu corturi, cu tot desfășurat și în elementul nostru, că acum ne simțim un pic stingheri aici, așa, dar în elementul nostru ne veți vedea acolo. Acolo și dacă tot vorbeam de roman și de da, să știți că pe vremea aia s-o mâncam niște plăcinte. Că de-aia și ziceau la plăcinte înainte, că le făcea cu plăcinta și așa mereau la tactăți, așa e, Teo? Așa-i cum zici, Lucreție! Eu tot coc, aproape am terminat o sărăcie, că mai este o jumătate de porție de aluat și de compoziție, dar o să o mai las și pe Aida să coacă, că Aida se pricepe foarte bine. O să vedeți clar diferența între cele făcute de Aida, care sunt niște cercuri perfecte, și între cele făcute de mine. Știți cum zic? Dar ideea este că de bune sunt foarte bune. Aș putea sigur să rup una acum să vă arăt, dar nu o să fac asta, că nu facem risipă. Întâi le fac poze ca să le pun și pe Facebook, să le vedeți ce frumoase au fost. O să vă pun și linkul de la rețetă. Și dacă vreți, bunii întotdeauna face la final vreo 2-3 cu gem, cu gem de caise sau cu majun. Dacă alegeți să faceți cu gem, pe lângă astea sărate, alea musai le lăsați la urmă. Nu de alta, dar gemul cu slujbe, cu acatiste la Măiculița Domnului, cu oricât ați fi voi de mari maestri în ale întinsului plăcintei, gemul iese. Și vă strică tot uleiul, așa că nu. Deci gemul astea cu gem le lăsăm la final și neapărat să vă uitați pe blog și la cele cu umplutură de ciuperci. Cam atât de la mine din Skitchen. Foarte frumos, dacă chemnir că face Aida plăcinte pătrate, dar aia te-ai uitat cu ce joacă fotbal, cu cubul tu. Drept. Noi revenim, dragilor. După o mică pauză de publicitate, între timp am găsit cosori de scuciorât așa pe sub unghii. Ia! Pa! Ne vedem!